Bună dimineața, bine te-am regăsit! Daniela Simonescu aici, iată și ultimele zile din luna noiembrie. Înainte de a trece mai departe la ce ne rezervă astăzi, această zi minunată de luni 29 noiembrie, te invit să intri pe canalul de YouTube AstroSense să vezi că am publicat horoscopul pe luna decembrie. De asemenea, dacă nu ai timp să te uiți la toate emisiunile și dacă mai ești curios să vezi ce alte articole am mai scris noi, te invit pe astrosense.ro, sunt sigură că vei găsi acolo ce îți va plăcea. Sunt multe, multe, multe idei, multe subiecte, multe tematici. Mai nou, cred că ți-am precizat acum ceva timp, am început să facem și un soi, să zicem așa, de educație în zona astrologică și încercăm să aducem puțin mai multă credibilitate unui domeniu care a fost destul de mult dus în derizoriu din perspectiva mea. Bun, ți-am spus acest lucru, hai să ne uităm la ce avem astăzi pe cer. În primul rând, ducem mai departe sextilul dintre Venus în Capricorn și Marte în Scorpion. Îl ducem până pe 1 decembrie, dacă ții minte. Nu se perfectează, însă se urmăresc aceste două planete. Un aspect minunat pentru a mai corecta lucrurile în relație, pentru a mai ajusta, pentru a îmbina energia feminină cu energia masculină într-un mod armonios. Astfel încât să nu mai folosim furia în mod destructiv, dar să ne controlăm, să ne dăm seama de ce trezește celălalt în noi, astfel încât să nu-i mai reproșăm chestii care nu ne sunt nouă, ok, nu neapărat care avea legătură cu cealaltă persoană. Și un aspect important care se întâmplă, care se perfectează astăzi, este conjuncția dintre Soare și Mercur, în semnul Săgetătorului. Ce vom face astăzi? Vom vorbi foarte mult. Și dacă vom avea senzația că oamenii ne ascultă, nu ne ascultă. Să știți, ei de fapt se gândesc la ce să spună data viitoare. Când există o conjuncție Soare-Mercur, de exemplu un astrogram unei persoane, vorbește mult, gândește mult, e foarte alert, e foarte independent în gândire, știe să definească foarte bine ceea ce își dorește. Și să nu uităm că avem această conjuncție în semnul Săgetătorului. Și că de cele mai multe ori o să ni se pare că ceilalți vor să ne învețe sau să ne spună ei cum e mai bine. Pentru că Săgetătorul este mai de tip profesor, așa, mai înțelept și strânge foarte, foarte multă, cum să vă spun, experiență, foarte multe aventuri și vrea să dea mai departe. E adevărat că la un dat, poate pentru unii dintre noi, s-ar putea să o facă la un nivel din acesta de suspus, să zicem, dar dacă nu ne simțim bine cu acest lucru, înseamnă că nu ne simțim bine cu ideea de autoritate și că nu putem să acceptăm că poate unii chiar se cred mai deștepți sau poate sunt mai deștepți. O conjuncție Soare-Mercur, să știți că vorbește foarte mult și de aceea acel moment în care spunem eu am dreptate, ba eu am dreptate, ba nu uite, o să-ți dovedesc. Adică dacă mă întâlniți astăzi cu persoanele dragi sau purtați discuții, că na, Soare conjunct Mercur, așa, să nu intrați peste celălalt, ci să nu vă certați, de fapt. Că o asemenea discuție, în momente ușoare, n-ar trezi demoni. Însă în vremurile în care le trăim, o conjuncție Soare-Mercur, fiecare încearcă să-și facă dreptatea. Și oricum suntem destul de divizați, destul de speriați și speriați și de bombe, de nu mai zice. Bun, nu vă mai bazați pe stat, bazați-vă pe voi. Documentați-vă, citiți, aflați, educați-vă. Că de conjuncția Soare-Mercur, să știți că este foarte bună și pentru zona de educație. Dar educația la nivelul să ies de unde sunt, să mă duc și către niște alte persoane, către niște specialiști, către profesori, către mentori. În orice domeniu. Bun, să trecem acum să ne uităm la fiecare dintre noi. Mi-a plăcut, am primit recent câteva mesaje care mi-au spus că apreciază exact faptul că eu spun că nu dau un bob, că nu ghicesc și că nu vrăjitoresc. Repet. În această emisiune nu ghicim, nu vrăjitorim, nu dăm în bobi. Astrologia nu se ocupă cu așa ceva. De vrat că sunt momente în care noi spunem ce se va întâmpla, dar asta nu înseamnă că nu ghicim. Că ghicitul înseamnă că trebuie să stai tu așa și să vezi ce idee îți vine și să ghicezi, să încerci așa să te conectezi, nu știu, la o antena universului, care o fi ea și să-ți trimită ea un semnal și gata. Am ghicit, domnule, ce se întâmplă în viața ta. Nu. Noi efectiv studiem, avem statistică și totul se face de mii de ani, bineînțeles, empiric. Asta ca să spun încă o dată ce nu se face așa și... Cu tot respectul, pentru că oamenii cred că dacă spun următoarele cuvinte am ceva cu domeniul respectiv, în astrologie nu se fac etalări. Etalările sunt la tarot. Tarotul îmbină și astrologia cu tarotul, ei știu de ce fac acest lucru, eu știu de ce fac acest lucru, nu e treaba mea să spun aici pe post, însă în astrologie nu facem etalări. Pentru cei care îmi scriu etalări, citiri, dar până la mâine nu-mi pasă ce scriu, ce zic. Important e că eu vreau să vă educ în acest sens. Bun,
Haideți să începem cu fiecare dintre noi. Te invit să asculți și la zodie și la ascendent și să faci un mixaj între cele două. Începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Astăzi chiar ai debordezi. Debordezi să vorbești, să comunici, să te miști, să citești, să înveți. Ești foarte curios. Ești, s-ar putea să fie obositor pentru cei din jurul tău. E vrea că Marte în continuare în Scorpion te va ajuta, te va susține, mai ales că a trecut de un trigon cu Neptun, e pe acolo, este sub influența lui, adică undeva găsești și, cum să spun, grăuntele acelea în care zici, hai mă, hai uite, oamenii ăștia s-au obosit, s-au plictisit, hai să-i mai las moale. Nu neapărat să-i lași moale pe ei, cât să te lași moale pe tine. Deci în prima fază ești foarte flamboyant, după care zici, hai, mai ușor, singur, important e că faci lucrul ăsta singur. Deci la Taur sau cei cu ascendentul în Taur? Ne apropiem de sărbători, s-ar putea să începeți să vă faceți plan. Recomandarea este să nu vă aruncați astăzi în cheltuieli, pentru că această conjuncție Soare-Mercur în casa 8-a vă ia ochii. Se numește că soarele este Mercur este ars de Soare, asta este denumirea. Mai încurc cuvintele, da, așa face, Mercur este ars astăzi, nu ne găsim bine cuvintele, deși am vrea să vorbim mult. Nu vă aruncați în cheltuieli astăzi și nu vă înfuriați dacă și ceilalți vă spun acest lucru, vă vor binele. Dacă nu faceți, nu știu, lucrul respectiv și stați să vă certați cu ei că de ce vă zic așa, înseamnă că nici voi pe dinăuntrul vostru nu vreți să faceți acea cheltuială. Trecem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Conjuncția se petrece, bineînțeles, în casa 7-a. Acum, pentru început de săptămână, v-ați gândit că poate este o zi normală de luni. Însă s-ar putea să apară momente în care discuția cu partenerul să fie dusă la un alt nivel. Fiecare să încerce să-și demonstreze, fiecare să încerce să spună că are dreptate și fiecare să încerce să-l facă pe celălalt să recunoască că greșește, că nu știe el chiar totul. Ama, s-ar putea ca amândoi să aveți dreptate, s-ar putea ca niciunul dintre voi să nu aveți dreptate, s-ar putea ca unul să aibă, unul să nu aibă. Totuși nu duceți discuția mai departe, pentru că dacă o veți duce mai departe vor apărea și reproșuri din trecut care nu și-au rostul. Ce fuse, se duse. Trecem la RAC sau cei cu ascendentul în RAC. Conjuncția se petrece în casa a șasea. V-aș recomanda să nu vă aglomerați programul astăzi. Programul atât din punctul de vedere al treburilor gospodărești, dar și din punctul de vedere al proiectelor de la serviciu. Și să nu insistați, dacă vedeți că un proiect nu funcționează, fie el pe orice domeniu, să nu insistați mai mult pe el, ci să-l lăsați puțin să respire. Lăsați-l să se aerisească, pentru că dacă stați acolo, pierdeți energie, pierdeți timp și nu rezolvați nici acel proiect și nici celelalte care vă așteaptă. Trecem la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Conjuncția de astăzi vă priește, dar vă priește că vă orbește puțin, adică sunteți mai atenți la nevoile voastre. Sunteți orbiți când vine vorba de ceilalți și e bine, doar că vedeți voi, nu e vorba de acel narcisism care vă este de cele mai multe ori cunoscut, să ne înțelegem, ci mai degrabă de o nevoie de a vă da seama cât de mult vă lăsați influențați de părerile celorlalți. Cât de mult căutați validarea în ceilalți. Adică gândiți-vă astăzi cine sunteți voi. Folosiți conjuncția Soarelui cu Mercur că vă puteți defini mult mai bine propria persoană. Și din când în când, în tumultul vieții ăsteia cotidiene, face bine să fim conștienți și prezenți în propria viață, să devenim conștienți de propria persoană. Deci la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Conjuncția lui Mercur cu Soare e importantă, Mercur fiind guvernatorul vostru. Astăzi o țineți pe a voastră și doar atât, mai ales când e vorba de chestiuni legate de casă, de familie, de oameni foarte apropiați. Nu sunteți dispus să negociați, nu sunteți dispus să ascultați și o altă părere. Marte prin casa a treia, spuneți bine ce aveți de spus, adică neînfricați, fără probleme, ama depinde de voi cât de mult insistați în problemele acestea de acasă, că poate problemele respective sunt false probleme, de fapt s-ar putea să fie niște pretexte, e altceva în spate care vă supără, poate o furie acumulată, poate supărare, poate indignare, ia vedeți voi. Deci la balanță sau cei cu ascendentul în balanță, conjuncția se petrece pe casa a treia, aveți grijă astăzi la drumuri. Când plecați de acasă, să nu întârziați, să nu uitați acte acasă, să vă asigurați că aveți ITP-ul, că aveți talonul, că aveți toate documentele la voi, că v-ați ocupat de anumite mail-uri, de anumite mesaje, undeva s-ar putea să apară câte un scurt circuit. Asta se întâmplă când Soarele face conjuncția cu Mercur. Te orbesc anumite situații și uiți de ele. Uiți de ele, ar fi recomandabil ca să aveți un program scris pe foaie zilele acestea. Trece la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion.
o mică păcăleală legată de o cheltuială. Păcăleală nu că cineva încearcă să vă păcălească sau că voi nu ați fost atenți, dar pur și simplu vă grăbiți, vă zoriți, vă zoriți și nu sunteți atenți. Adică s-ar putea să supraestimați un produs, un serviciu și să ziceți, da, dau banii aceștia. Voi care de obicei sunteți foarte buni la negocieri, uitați asta să jucați rolul acesta, de a media, de a negocia, de a cere mai multe oferte. Vă aruncați. Trecem la săgetători sau cei cu așezamentul în săgetători. E nevoie de oameni ca voi astăzi, pentru că sunteți, chiar dacă nu vă implicați direct într-un proiect, în ceva anume, astăzi puteți să puneți punctul pe i și puteți să definiți, să găsiți cuvintele potrivite pentru a descrie o situație. Dacă, nu știu, copilul are probleme la școală, stați de vorbă cu el și îi veți explica foarte ușor pe înțelesul lui, să zicem, sau în familie, sau la serviciu. Voi găsiți cele mai bune replici, cele mai bune cuvinte, să împachetați povestea respectivă și să o faceți ușor de înțeles și, și pentru ceilalți. Și, bineînțeles, dați un sens oricărui cuvânt. Deci, la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn, conjuncția se petrece în casa a 12-a, v-aș invita să fiți atenți la ce visați, la ce coșmaruri aveți zilele acestea, la ce flash-uri vă vin, pentru că acolo e un sens. Nu degeaba apar. E clar că undeva aveți nevoie de un răspuns, aveți nevoie de o idee, trebuie doar să învățați să legați puzzle-ul, să legați piesele care vă vin. Trecem la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. E o zi în care, nu știu, puteți să vă ajutați un prieten, puteți să-l sunați, puteți să-l ascultați, să ieșiți cu el și să fiți mai mult prezent în viața lui decât în viața voastră. Și o să-i facă bine. O să-i facă bine și o să vă simțiți și voi bine pe urmă. Uite, am putut și eu să fiu prezent în viața persoanei respective, n-am mai bruscat-o, n-am mai fost intruziv, am stat acolo și am ascultat și am făcut bine. O zi în care nu ar trebui să vă faceți neapărat planuri de viitor. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Vă susțineți drepturile la locul de muncă într-un mare fel, chiar dacă s-a întâmplat ceva, chiar dacă nu s-a întâmplat. S-ar putea să vă victimizați puțin, să dramatizați, dar rostul este acela de a atrage atenția. Și, până la urmă, dacă simțiți nevoia să o faceți, de ce nu? Acum, vedeți să nu duceți și acasă nevoia aceasta de validare puternică, pentru că acasă nu o să o primiți la fel și să nu încurcați borcanele, cei la serviciu la serviciu, cei acasă acasă. Să vă priască această conjuncție, să reușiți să nu aveți multe goluri în gândire și în comunicare și să ne vedem cu bine mâine.